Studenții Universității Creștine Dimitrie Cantemir din Capitală au șansa de a face practică la companii de renume. Reprezentanții Universității și ambasadorul Republicii Coreea la București, Kim Jong-ho, dar și reprezentanții ai unor companii de renume s-au întâlnit la Forumul de Educație și Business de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și au discutat despre modul în care îi pot ajuta pe studenți. Dorim să creăm o reală legătură între cunoștințele teoretice care le sunt predate la cursuri și viața practică, viața reală din acest domeniu atât de efervescent, acela economic. Desigur că este un prim contact cu companiile coreene, iar în baza bunei legături cu ambasada coreană vor urma întâlniri și cu alte companii din Republica Coreea. Noi ne dorim ca studenții, pe lângă a obține aceste abilități practice din acest dialog și din practica pe care o să o facă, să fie și viitori angajați ai acestei companii, dacă se vor afirma și la forumul de astăzi și în cadrul activităților practice pe care le vor avea. Fiecare companie are nevoie de un restart permanent, de resurse proaspete. De fapt, oamenii nu sunt resurse, ei au resurse și încercăm să aducem cei mai valoroși tineri din România, tocmai pentru a-i ajuta pe ei să crească și în același timp să creștem și noi odată cu ei. I am very happy to be here again. As I remember, I was invited first time last year. Today I will speak about Korea-Romanian relations. I believe it will be of help in understanding how Korea could achieve the current economic development with the help of innovation. Colaborarea dintre Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și comunitatea de afaceri oferă studenților o experiență practică de lucru cu posibilitatea de angajare în viitor.